În altă ordine de idei, sper că astrele aduc pace săptămâna aceasta și în suflet și în gândul nostru, dar cel mai bine știe ce se întâmplă pe acest plan astrologul Cristina Demetrescu. Bine ai venit, Cristina! Bine v-am găsit, nu vă contrazic, așa este, știu câte ceva despre astrologie. Da, evenimentul major al săptămânii în care ne aflăm și pe care am început-o plin de speranță este eclipsa din data de 18 septembrie. Este o eclipsă hibridă. Ce? Tot e hibrid, jumate de soare, jumate de lună? Este o eclipsă de lună, o eclipsă parțială de lună. Axa nodurilor lunare se află, că așa se formează eclipsele, pe axa berbec-balanță, dar luna este în pești. Și atunci sunt mai multe zodii care sunt cuprinse în această poveste. De vreme ce luna în pești, ultima zodie a zodiacului, ne dă mesajul că cel puțin odată cu această eclipsă închidem, ar trebui să închidem niște etape care nu ne mai furnizează lecții de viață, lucruri care cumva le tragem după noi așa ca pe niște cai morți de picioare, și să ne depășim cumva fricile, blocajele. Destinul în berbec înseamnă că totul este un ciclu, da? Luna în pești închide niște cicluri, destinul în berbec deschide alte cicluri și va fi o lună, o eclipsă, o pseudo-eclipsă de lună pe data de 17 octombrie, deci peste o lună, ceea ce practic asta și arată. Trebuie să închidem ceva și să deschidem ceva. Ne aflăm pur și simplu pe o punte în această perioadă, practic de o lună, care începe în această săptămână. Apele sunt foarte agitate, mai ales că luna în pești, peștele este o zodie de apă. Mărturisesc că eclipsele sunt cele care atrag genul ăsta de fenomene extreme care se produc de fiecare dată. Dacă o să stați să urmăriți vreodată, o să vedeți că plouă mai mult, se produc mai multe intemperii. Este vorba despre... Exact. Adică luna în pești, pe de o parte, poate să aducă foarte multă suferință și mâhnire, pe de altă parte, poate să aducă împlinirea unor vise. Luna în pești ne vorbește despre... Nu cât de credincioși suntem, pentru că ar fi un pleonasm, peștele chiar asta înseamnă credință, dar cât credem noi că pe lumea asta se pot întâmpla lucruri frumoase, știi, și cumva contează și în ce stare ne aflăm și felul în care cumva modelăm realitatea în așa fel încât să ne fie bine. Evident că axa nodurilor lunare pe axa berbec-balanță, care înseamnă relații și nu numai, înseamnă echilibru, da, poate să arunce lucrurile dintr-o extremă în cealaltă, dar... Eclipsa este urmată de niște... Planetele se duc, așa se îndreaptă una către cealaltă, formând două piramide superbe, una pe semn de apă și una pe semne de pământ, ceea ce înseamnă că tot acest vârtej, la un moment dat, se așează. Piramidele arată cum se așează lucrurile, știi, într-un final. Și emoțional, pentru că apa vorbește despre emoții, dar și planetele aflate pe zodii de pământ spun că vom trage concluzii concrete, adică lucrurile se vor așeza la propriu, da? Pe semne de pământ. Asta înseamnă că pe undeva ne speriem, dar într-un final lucrurile sunt bine. Deci dăm drumul zodiilor? Da, Șurubel, mai dată, pe cât e eclipsa? Deci pe 18? Pe data de 18 septembrie. Asta înseamnă... Da. Asta înseamnă 16 miercuri. Miercuri, da. Bine. Bun. Am stand-up în seara asta, până să vă zic. Păi vezi cu inspirație. Da. Uite, o să fie bine cu horoscopul la Taur. Hai să vedem. Berbec. Da, berbecul ar putea să găsească așa un fir de ață care să-l ajute să iasă dintr-un labirint în care a intrat undeva prin 2023. Nu e o perioadă pasivă, da, este o perioadă activă. Trebuie să găsească o soluție, trebuie să găsească o motivație, să le vină eventual o idee. Atenție, berbecii, să nu piardă obiecte săptămâna aceasta. Ca berbecii, dacă îmi permiți. Dom'le, luna în pești, știi cum e, că pe luna în pești ce dispare nu mai găsești. Atenție mare pe unde punem obiectele valoroase. Taurul trebuie să schimbe strategia săptămâna aceasta odată cu eclipsa. Sunt foarte mulți tauri care... a căror motivație este să le fie lor bine, să aibă bani, să aibă ce să mănânce. E, uite că trebuie să schimbe puțin cumva mentalitatea, și anume că le va fi mai bine dacă sunt mai preocupați de ce oferă celorlalți. Așa că să se concentreze pe ceea ce oferă, nu pe ceea ce primesc. Okay. Este valabil și în cuplu, și în prietenii, și peste tot, și în profesie. Gemenii au un... depinde de vârstă, depinde de ideile lor și de viziune, dar pot să spun că săptămâna și eclipsa marchează un apogeu profesional, adică ei ar trebui să dea cei mai buni din ei, doar că trebuie să se concentreze doar la ei înșiși, adică să nu-și ia repere din oglinzi exterioare. Deci numai pe ce au ei mai bun, nu pe ce au alții, să nu copieze, să nu se lase
influențați, da? Apogeu profesional înseamnă ceva bun, da? Și pentru unii se poate termina ceva, pentru alții se poate deschide ceva. Racii sunt cea mai, se spune că sunt, nu doar se spune, dar sunt cea mai visătoare zodie. Eu le-aș spune că această eclipsă undeva pe o casă astrologică a idealurilor, pentru zodia rac ar trebui să fie mai atent, că noi suntem înconjurați de magie în fiecare zi. Și atunci ei ar trebui cumva să se hrănească din acest mediu în care trăiesc, nu doar să viseze și în viața de zi cu zi să facă lucruri obositoare sau care nu le plac, ci pur și simplu să caute, să-și deschidă cumva viziunea. Pentru unii își văd un vis îndeplinit în săptămâna aceasta, alții pleacă la drum. Da? Poate vor să călătorească, poate vor să studieze, dar cumva e ceva cu bătaie lungă. Pentru Leu este o perioadă în care ego-ul nu ar trebui să se pună așa de-a curmezișul unor constrângeri ale acestei săptămâni. Poate să fie o săptămână cu foarte multă schimbare. Trebuie cumva să accepte leul, poate să fie cumva influențat de o femeie, poate să le vină o sumă de bani care să-i ajute cumva să-și modifice strategia, da? Să investească sau pur și simplu să-i ajute să meargă mai departe. Tot faceți semne. S-a lucrat bine de tot, că Silvie e leu și de asta. Bine, Doamne ajută. S-a lucrat bine. Adică ai spus că vine ajutor din partea unei femei, vine și o sumă de bani, este tot ce și-a dorit. Nu făceau gemenii banii acum și înțeleagă tot. Așa. Da. Pentru Fecioară, această eclipsă lună plină, de altfel, este o eclipsă lună plină, înseamnă, este undeva pe zona partenerilor, a relațiilor. Și deși poate să fie o perioadă un pic mai dificilă, cu foarte multe temeri, cu foarte multe frici, cu foarte multă nesiguranță, este poate să vină un ajutor din partea cuiva care să deschidă niște orizonturi foarte frumoase. Important este ca Fecioara să se exprime și să spună ce are ce intenții are. Balanțele muncesc foarte greu săptămâna aceasta, numără așa, se uită la ceas, numără clipele, minutele, să se termine mai bine. Mai degrabă s-ar concentra pe capitalizarea efortului lor, da? Este ceva constructiv, poate deznodământul nu este în această săptămână, poate pentru luna viitoare. Dar dacă balanțele sunt, eu știu, supervizate de cineva, pot cere un ajutor, pot cere o investiție, pot cere de la cineva ceva în plus care să le susțină, pot cere un ajutor, adică o persoană, un asistent, pe cineva care să le ajute în munca pe care o fac. Scorpione, o săptămână foarte tulbure din punct de vedere emoțional, sentimental. Sigur că unii pot fi mâhniți, dar pentru că ei sunt cei mai mari maestri în a transforma cenușa în diamant, evident că vor fi scorpioni care vor și profita de pe urma acestor sentimente adânci, profunde, și mi-e scrie o poezie, compui un cântec. Transformă în ceva bun. Cu siguranță este o lecție de viață tot ce ne aduce luna care merge spre Saturn în zodia Pești. Săgetătorul, o lună plină și o eclipsă care are cumva legătură cu emoțiile săgetătorului, pot fi chestiuni legate de casă, de familie. O dorință, de exemplu, ca un tânăr să se mute din casă sau cineva care vrea să-și investească mai mult, este o chestiune pentru calmul și liniștea săgetătorului mai degrabă decât o chestiune de, eu știu, investiție financiară. Dar, mă mut de acasă? Sau dar poți să pleci într-o vacanță și într-un concediu unde să te simți așa ca într-un vis. Mă gândeam că Natalia e tânără, nu trebuie de acum să-i spui să se mute. Ai zis un tânăr, nu o tânără. Eu sunt săgetătorul, ea nu e. Săgetătorul are o săptămână în care bucuria lui este mai mult, să spunem, pe mutește. Deci această lună în Pești nu-l ajută pe săgetător să se manifeste foarte euforic, indiferent de ceea ce se întâmplă. Cumva să-și înmagazineze energia și să stea să aștepte, pentru că, repede, deznodământul poate fi peste o lună. Pentru Capricornii, studiază, cercetează, caută, pot căuta în arhive, pot căuta anumite documente, pot fi solicitați de rude, frați, surori, poate fi vorba despre o moștenire, da? Deci acolo sapă după niște documente și cumva se informează. Este și o perioadă foarte bună pentru terapie, de exemplu, dacă vorbim despre o comunicare mai, eu știu, mai intimă, mai tainică, mai secretă, în care Capricornul scoate din interior lucruri pe care de obicei nu le manifestă, da? Nu le spune.
Vărsătorii pot trece de la salariu fix la salariu, fluctuant, ca să spunem, adică să-și facă curajul unii dintre ei mai conservatori să treacă la acest, să facă acest pas, să aibă mai multă încredere în ei. Nu este vorba întotdeauna despre faptul că cineva trebuie să investească în ideile tale. Este vorba despre faptul că însăși ideile unui vărsător pot fi foarte profitabile și atunci cumva este doar o chestiune de strategie și de viziune, nu neapărat trebuie să căutăm un investitor sau siguranța zilei de mâine într-un salariu fix. Zodia Pești este vedeta acestei săptămâni, de vreme ce eclipsa se produce pe zodia lor. Poate să renunțe la un parteneriat, poate avea mai mult curaj, sunt modificări legate de viața lor personală până la urmă. Fiecare persoană știe ce e în viața lui și poate profita de pe urma acestei eclipse să ia taurul de... Adică peștele trebuie să ia taurul de coarne. Și să facă lucruri pe cont propriu, da? Și să nu mai aștepte din partea nimănui, pentru că e o chestiune... Curaj. Știi cum e? O dată în an se întâmplă o chestie. Și pot avea succes, adică au șanse mai să aibă succes. Această eclipsă este un preambul pentru ce va urma anul viitor, în 2025, în care axa nodurilor lunare se va îndrepta către axa Fecioară Pești. Nu o să fie neapărat un an ușor, e un an cu multă muncă și mult sacrificiu. Nu va fi, previziunile pentru 2025 nu sunt așa de roz cum au fost până, dacă ar fi fost până acum, dar această eclipsă are legătură cu ceea ce trebuie să vedem noi, ce trebuie să sacrificăm ca lucrurile să ajungă la un ideal pe care noi ni-l dorim. Mulțumim frumos, Cristina! Da, mulțumim!